L-am lăsat pe Habacuc în tunelul întunecos al frământărilor lui, cerând lui Dumnezeu să intervină odată. Și Dumnezeu îl anunță că va interveni. Prorocul vede lumina de la capătul tunelului. Dumnezeu îi promite răspunsul. Dar imediat își dă seama că lumina de la capătul tunelului sunt luminile locomotivei care se apropie cu repeziciune. Doamne, când ai de gând să iei măsuri împotriva nedreptății? Dar nu așa! Dilema lui Habacuc se aseamănă pe alocuri cu povestea următoare. A fost odată un tâlhar din Cairo, care, cățărându-se să intre pe o fereastră, a căzut și și-a rupt piciorul. A mers și s-a plâns cadiului, judecătorul în tradiția islamică, și a cerut dreptate, compensații de la proprietarul care urma să fie jefuit pentru că pervazul ferestrei era defect. Cadiul a trimis după proprietar, care la rândul lui a dat vina pe tâmplar. Cadiul a trimis după tâmplar, care venind a dat vina pe zidar. Zidarul, interogat fiind, și-a dus aminte că atunci când construia, a trecut o tânără frumoasă pe stradă și ochii au fost atrași de rochia strident colorată ce-o purta. Tânăra, găsită fiind, a dat vina pe cel ce a vopsit materialul. Vopsitorul nu a mai avut pe cine să dea vina, așa că a fost condamnat la spânzurătoare de catul propriei uși. Toată lumea era satisfăcută de sentință, dar călăul a venit la cadii să-l informeze că spânzurarea nu a funcționat pentru că catul ușii era prea jos. Atunci, zise cadiul, du-te și caută un vopsitor mai scund și spânzură-l pe acesta. La urma urmei, trebuie să facem dreptate, că se coboară cerul peste noi. Deseori, perspectiva omului cu privire la dreptatea lui Dumnezeu este plină de confuzie. Omul are impresia uneori că justiția divină este la fel de întâmplătoare ca și cea din povestirea noastră. Dar lucrurile nu stau așa. Dumnezeu vine cu descrierea, cu detalierea răspunsului său. Versetul 6. Iată, voi ridica pe haldei, popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de țări ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. El este grozav și înfricoșător, numai din el însuși îi iese dreptul și mărirea lui. Caii lui sunt mai uși decât leoparzii, mai sprinteni decât lupii de seară. Și călăreții lui înaintează în galop de departe, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască. Privirile lui lacome caută înainte și strânge prinși de război ca nisipul. Își bate joc de împărați și voievozii sunt o nimica pentru el. Râde de toate întăriturile, căci îngrămădește pământ și le ia. Oare ce a înțeles Habacuc din aceste cuvinte? Mai mult decât se pare la prima vedere. Haldeii, instrumentul sălbatic al lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, am întârziat cu răspunsul. Dar uitați-vă, uimiți-vă și îngroziți-vă. Uitați-vă ce pedeapsă aduc. Un instrument sălbatic de pedeapsă. Versetele de la 7 la 11 și apoi de la 15 la 17 descriu teama răspândită de acest popor. Haldeii sunt un popor turbat și iute, grozav și înfricoșător. Numai din el însuși îi iese dreptul și mărirea, adică nu au nicio autoritate deasupra lor, nu le pasă de nimeni și de nimic. Sau tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască. După cucerirea unei cetăți, o ardeau din temelie, lăsând cenușa în urmă. Apoi își bate joc de împărat și voievozii sunt o nimica pentru el, râde de toate întăriturile căci îngrămădește pământ și le ia. Istoria ne relatează despre această tehnică de luptă foarte ingenioasă a babilonienilor. Ei făceau rampe de pământ, îngrămădeau pământul împotriva zidurilor, construind o rampă pe care armata putea urca apoi și cuceri cetatea. Apoi, el îi scoate pe toți cu undița, îi trage
în mreaja sa, îi strânge în vodul său, spune textul Scripturii, de aceea se bucură și se veselește. Despre ce-i vorba aici? Năvodul era una din armele babilonienilor. Bazoreliefurile descoperite îi reprezintă pe zeilor Ninghirsu, Shamash și Marduh, trăgând după ei un năvod plin cu oameni care se zbat ca peștii în mreajă. Năvodul era una din armele acestui popor. Apoi, mai departe, versetul 16, de aceea aduce jertfe mrejei sale, aduce tămâie năvodului său, căci lor le datorește partea lui cea grasă și bucatele lui gustoase. Mreaja lor era o armă atât de eficientă, încât a devenit un obiect de cult pentru babilonieni. Aruncând mreaja peste soldați și apoi trăgând de ea cu cai, oamenii erau prinși imposibili în incapacitatea de a mai lupta. O armă foarte eficientă. Era atât de eficientă încât au ajuns să se închine înaintea ei. Istoria relatează cruzimile și sadismul lor. La cucerirea unei cetăți, decapitau oamenii și făceau o piramidă, un fel de arc de triumf din căpățâni și treceau victorioși pe sub acesta. Băieți și fete erau arși de vii și sacrificați în piețe. Bărbații erau trași în țeapă și apoi li se dădeau foc. Altora li se scoteau ochii, li se tăiau mâinile, picioarele, urechile, nasul. Un împărat al Babilonului, ne relatează istoria, după ce a cucerit pe regele Elamit, s-a așezat la masă să mănânce cu împărăteasa lui, având capul regelui Elamit suspendat înaintea ochilor lui, înaintea mesei. Un popor turbat, înfricoșător. Credeți că doar atunci erau capabili oamenii de astfel de orgii violente? Credeți că lucrurile s-au schimbat în timp și astăzi oamenii sunt mai civilizați, mai omenoși? Nu. Să vă dau un singur exemplu. Sunt prea multe. Vă dau un singur exemplu. Ahmad Kabazard, un tânăr cuveitian de 19 ani, a fost luat captiv de către irachieni în timpul invaziei Cuveitului. Aceeași zonă a Babilonului de demult. Un ofițer irachian i-a anunțat pe părinți că urmează să le fie eliberat fiul. Aceștia, plini de bucurie, au gătit tot felul de bunătăți. Iar când au auzit zgomotul lăsat de mașină, au ieșit afară să-și întâmpine băiatul. Când Ahmad a fost scos afară din mașină, părinții au fost oripilați de ceea ce au văzut. Băiatul lor era gol, urechile, nasul și organele genitale îi erau tăiate. Ambii ochi îi purta în palme. După care, soldații irachieni l-au împușcat odată în stomac, apoi în cap, amenințându-o pe mamă să nu cumva să miște cadavrul din locul unde căzuse timp de 3 zile. Cum o fi privit mama aceea la Dumnezeu? Ce strigă după dreptate o fi izbucnit în inima ei? Cum de îngăduie Dumnezeu așa ceva? Acela strigăt, acela șoc l-a trecut și pe Habacuc când a auzit și el de vestea năvălirii babilonienilor, pentru că le cunoștea obiceiurile. De aceea, Habacuc vede lumina la capătul tunelului. Nedreptatea va fi pedepsită, nedreptatea din Iuda va fi pedepsită. Dar nu așa, Doamne! De aceea, Habacuc îmi pricepe ce urmează să vină ca pedeapsă. Se lansează într-o discuție cu Dumnezeu. Ascultați-o mai departe. Versetul 12. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri! Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-Ți împlinești judecățile Tale. Stânca mea l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale. Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi Tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el?
în fața acestei pedepse îngrozitoare. Habacuc vine înaintea lui Dumnezeu, încercând să-l îmbuneze cumva. Argumentul prorocului este constituit din trei afirmații, din trei premize, două corecte și una greșită. Cele trei premize în argumentul lui sunt următoarele. Prima. Doamne, din moment ce Tu ești veșnic și din veșnicie ne-ai ales ca și popor al Tău, nu se poate să ne extermin până la extincție, să ne anihilezi. Premiză corectă. Afirmație adevărată. A doua afirmație. Tu ești drept și trebuie să pedepsești păcatul nostru. Corect. Afirmație corectă. Premiză corectă. 3. Doamne, Tu nu poți face una ca asta. Să aduci pe cineva mai rău care să pedepsească pe cineva mai bun. Doamne, folosindu-i pe babilonieni, este ca și cum ai folosi mijloace imorale și rezultatul va fi atunci imoral. Argument fals. Premiză falsă. Aceasta a treia afirmație este incorrectă. Prorocul mai degrabă încerca să sucească mâna lui Dumnezeu, să-l manipuleze. Partea a doua versetului susține această părere. Și anume, citez, cum ai putea privi tu pe cei mișei și să taci, când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? De fapt, Habacuc, îngrozit de ceea ce urmează să vină, încearcă să-l ia pe Dumnezeu cumva și să-i spună Dumnezeu, Doamne, dar tu nu poți să faci una ca asta. Nu te caracterizează. Ei bine, în Scriptură și în viață putem vedea nenumărate exemple în care Dumnezeu se folosește de națiuni sau de oameni care nu-L urmează pe El ca să-și împlinească scopurile sau să aducă pedepsele meritate peste ai Lui. Să nu ne amăgim că Dumnezeu nu poate folosi astfel de instrumente. Dar Dumnezeu este iubitor. El vrea să-i mântuiască pe toți. El nu poate face așa ceva, ar argumenta unii. Știți ce le răspunde Scriptura? Le răspunde în felul acesta. Prin Ieremia, un proroc din aceeași perioadă de timp. Ieremia, capitolul 5, versetul 12. Ei, aceștia, prorocii aceștia, ei tăgăduiesc sau spun minciuni despre Domnul și zic, nu este El, și nu va veni nenorocirea peste noi, nu vom vedea nici sabia, nici foametea. Acest tip de negare a unui Dumnezeu care pedepsește, care se folosește chiar de cei răi pentru a-și duce la îndeplinire principiile, este auto-înșelare. Trebuie să recunoaștem, Dumnezeu pedepsește și în acest fel. A afirma că Dumnezeu nu poate pedepsi pe cineva rău prin cineva mult mai rău, este culmea aroganței. Dumnezeu a avertizat încă chiar din Deuteronom 28 că va face astfel de lucruri dacă poporul nu va asculta. De ce ne mai mirăm că le și face? Ascultați, de Deuteronom 28, versetul 49. Domnul va aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cu zbor de vulturi, un neam a cărui limbă nu vei înțelege, un neam cu înfățișarea sălbatică și care nu se va sfii de cel bătrân și nu va avea milă de copii. Și apoi urmează descrierea vremurilor incredibil de grele. Dumnezeu în Deuteronom 28 le spune că dacă nu vor asculta și nu vor păzi poruncile și legea Lui, Dumnezeu îi va lovi în chip minunat, spune acolo, pe tine și pe sămânța ta cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. Dacă acest principiu este adevărat pentru poporul ales al lui Dumnezeu, este oare valabil și pentru noul popor ales, biserica? Da. Autorul Epistolei către Evrei, în Evrei 12, reia acest principiu și îl formulează foarte clar. Ascultați-l! Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii.
Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Același principiu. Ce învățăm de aici? Două lucruri. Unu, Dumnezeu își pedepsește și copiii dacă nu se împotrivesc păcatului până la sânge. Și doi, Dumnezeu poate folosi orice instrumente dorește pentru a aduce pedeapsa chiar și peste copiii lui. Dumnezeu poate folosi și un necredincios, oameni care nu sunt ai lui, oameni mai necalificați din punct de vedere moral decât noi, ca să ne corecteze sau să ne mustre. Nu orice vine de la un necredincios este neapărat și rău. De exemplu, un tânăr credincios a venit la păstor ca să-i ceară un sfat cu privire la căsătoria lui cu o tânără și a spus astfel: părinții mei nu sunt de acord cu tânăra, însă ei nu sunt credincioși, așa că nu pot lua în seamă părerea lor. Nu au cum să știe ce este bine pentru mine. Ce-mi ziceți dumneavoastră? După ce a ascultat motivele părinților, pastorul i-a spus: du-te și ascultă de părinții tăi. Chiar dacă nu sunt credincioși, asta nu înseamnă că părerea lor este demnă de dispreț. Oricum, au mai multă experiență de viață decât tine și te cunosc pe tine mai bine decât te cunosc eu. Faptul că nu sunt credincioși nu înseamnă că nu pot da un sfat bun. Nu-i descalifică în orice domeniu. Așa și este. Dumnezeu poate folosi un necredincios ca și pildă de urmat în anumite aspecte ale vieții, pentru că uneori putem învăța ceva de la ei. De exemplu, Iisus dă pilda ispravnicului nedrept din Luca 16 și Domnul Iisus îl dă drept pildă pe acest ispravnic nedrept, imoral. Nu îl dă pildă în excrocheriile făcute de el, ci în două valori corecte din viața lui. Citiți cu atenție pilda. Ne-l dă de exemplu, de pildă, în relația lui cu oamenii, sublinind că relația lui cu oamenii este mai importantă decât lucrurile materiale. Și al doilea lucru, viitorul face mai mult decât prezentul. A gândi consecințele actelor tale prezente, care să-ți asigure viitorul, este un lucru înțelept. Și-l vedem pe Domnul Iisus care îl dă de pildă pe ispravnicul nedrept, nu în excrocheria lui îl dă de pildă, ci în două valori, în care acesta este superior celor credincioși. Să nu disprețuim mustrarea sau pilda care vine din partea celor necredincioși, ci mai degrabă să o analizăm și să luăm ce este bun din ea. Singurul confort după înțelegerea acestor adevăruri este faptul că Dumnezeu controlează întreaga istorie și răul nu este lăsat din frâu. Versetul 11 introduce nu doar o geană de speranță, cât mai ales o lecție de viață pentru oricare dintre noi. Ascultați! Apoi, aprinderea îi se îndoiește, întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Dumnezeu, după ce descrie ce pedeapsă cruntă vor aduce peste poporul lui Iuda, Dumnezeu îi spune lui Habacuc acest lucru: apoi, babilonienii vor întrece măsura și vine rândul lor să fie pedepsiți. Lecția de viață pentru mine ar putea fi următoarea: dacă cumva ești instrumentul lui Dumnezeu de pedeapsă, de mustrare pentru cineva, ai grijă, nu cumva să întreci măsura,
nu cumva să pedepsești cu sete, nu cumva să exagerezi în pedeapsa ce o aplici. Ai grijă la inima ta. Aprinderea să nu ți se îndoiască, să nu treci măsura și să te faci vinovat. Nu este numai ineficient să întreci măsura. Omul nu va primi mustrarea, ci este chiar contraproductiv, chiar pentru tine, pentru că ți-ai depășit atribuțiile în mustrarea sau pedeapsa ta. Ce grabnici suntem la a pedepsi, la a face dreptate și o facem cu sete, când nu e vorba de ai noștri. În timp ce Dumnezeu trebuie să lase omului libertatea de a acționa spre bine sau rău, El va contracara răul făcut prin alegerile noastre, urmându-și planul și ne lăsând răul să-și facă voia pe termen lung. Deși trăim într-o lume căzută, haotică, nedreaptă, noi slujim și suntem îngrijiți de un Dumnezeu drept, curat și ordonat. Habacuc aude toate aceste cuvinte, lasă capul jos, este îngrozit de ce urmează să vină peste popor. Dar se încrede în Dumnezeu, în numele Lui. Și uitați-L ce face în capitolul 2, versetul 1. M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. După argumentele aduse lui Dumnezeu, prorocul așteaptă răspunsuri. Poate și aici este învățătură pentru noi. După ce ne-am exprimat frământarea în relația cu Dumnezeu, dacă vrem să primim răspunsuri, este înțelept să așteptăm și să ne ordonăm viața astfel încât să auzim răspunsurile. Habacuc vine la Dumnezeu cu 3 afirmații, încercând să-L devieze pe Dumnezeu în măsura lui de pedeapsă. Dar își dă seama că nu are cum. Așa că se duce la locul lui de strajă ca să îi audă răspunsul Domnului la argumentul lui. Întrebările, plângerile, doar de dragul de a te auzi vorbind, nu conduc nicăieri. Poate ai multe plângeri în relația ta cu Dumnezeu. Mai stai să-L și auzi? Iei anumite măsuri speciale pentru a-i auzi vorbirea? Habacuc o face. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți vorbească acest lucru astăzi. După ce ți-aduci plângerile, mai ai timp, mai îți faci timp să aștepți să-ți ordonezi viața încât să-i auzi vorbirea? Ai un loc de strajă, un turn de veghe unde să aștepți vorbirea lui Dumnezeu? Sigur, că aici nu mă refer neapărat la un loc fizic. De exemplu, unii rabini sunt de părere că textul permite interpretarea următoare. Habacuc a trasat un cerc pe pământ și a declarat că nu se va mișca de acolo până când Domnul nu-i va răspunde. Bineînțeles că numai un țadic, un neprihănit, poate acționa așa. Habacuc a trasat un cerc în jurul lui și a spus, Doamne, nu mă mișc de aici până nu-mi răspunzi. Când îi aduci lui Dumnezeu plângeri respectuoase, fă-ți timp și să îi asculți răspunsul. Textul continuă, Habacuc 2:2. Domnul mi-a răspuns și a zis. Scrie prorocia și sapă pe table, ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă, că-și va veni și se va împlini negreșit. Dumnezeu îi răspunde și, interesant, îi cere să scrie răspunsul. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu răspunde, El o face cu scopul de a te împinge la acțiune. El nu răspunde doar pentru a te informa, pentru a-ți da răspunsuri sau pentru a-ți contraargumenta. Dumnezeu, când răspunde, o face pentru a te îndemna la pregătire,
pentru ceea ce urmează să vină. Tu pregătește-te. Habacuc, acestea vor veni. Scrie-le jos să le vezi, să le ai cu tine. Vor veni negreșit. Tu pregătește-te pentru ele. Și răspunsul lui Dumnezeu la plângerea prorocului, la argumentarea lui, nu este o explicație teologică, nici una filozofică, ci pur și simplu îi spune: da, știu că sunt sălbatici și că mânia lor, aprinderea lor, va întrece măsura, dar nu vor rămâne nepedepsiți pentru aceasta. Și Dumnezeu continuă în versetul 4, capitolul 2. Iată, i s-a îngânfat sufletul. Nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Ca și cel beat și semeț, cel mândru nu va sta liniștit, ci își lărgește gura ca locuința morților. Este nesățios ca moartea, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el și toate popoarele le trage la el. Înainte de a anunța pedeapsa pedepsitorilor, Dumnezeu îl liniștește pe Habacuc cu privire la soarta celor neprihăniți. Cel neprihănit va trăi prin credință. Credința celui neprihănit îl va scoate din încercare biruitor. Pe când cel rău, cel mândru, își va primi pedeapsa. Acesta este răspunsul lui Dumnezeu. Și apoi urmează 5 vaiuri pentru babilonieni. Vai este o interjecție care exteriorizează sentimente intense de durere, de suferință, de deprimare, de deznădejde. Ne spune dicționarul. Vaiurile biblice sunt un cântec profetic, un psalm pe tema cine râde la urmă, râde mai bine. Și Dumnezeu râde la urmă. Lecția de viață? Dumnezeu ține minte, înregistrează în detaliu faptele noastre. Ele nu trec neobservate și fără consecințe. Care sunt faptele tale recente? Poate că unii dintre noi ne vom regăsi în vorbirea aceasta a lui Dumnezeu. Nu uitați, Dumnezeu nu ne dă această listă de vaiuri ca să fim mai bine informați cu privire la ce se cheamă păcat sau ca să contraargumentăm filozofic, ci această listă de vaiuri ne este relatată acolo, scrisă de Habacuc, ca să ne cercetăm prin ele, să luăm măsurile necesare până încă nu e prea târziu. Vaiurile care urmează au o structură identică. Prima parte a vaiului este un adevăr general, care apoi este aplicat babilonienilor. Ce înțeleg eu de aici? Înțeleg că vaiul este valabil pentru oricine face aceste lucruri. Nu se rezumă doar la acele vremuri. Nu se rezumă doar pentru acel popor, ci tuturor oamenilor. Tocmai de aceea nu voi face eu interpretările și aplicațiile acestor vaiuri pentru noi. Mă tem să o fac. Dacă aș face-o, ar exista riscul să îngustez vorbirea Duhului lui Dumnezeu pentru anumite persoane. Poate El are mai multe de spus decât aș aplica eu. Așa că în cele ce urmează, doar voi citi textul Scripturii. Și nu uitați, prima parte a vaiului este o afirmație generală în care ne-am putea regăsi fiecare dintre noi. Apoi afirmația aceasta generală este aplicată pentru babilonieni atunci acolo. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu îți vorbește și ție. Vai de cel ce adună ce nu este al lui. Până când se va împovăra cu datorii? Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat? Nu se vor trezi asupritorii tăi și vei ajunge prada lor? Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toată rămășița popoarelor te va jefui din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina silnicilor făcute în țară și împotriva cetății tuturor locuitorilor ei. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui!
ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape de mâna nenorocirii. Rușinea casei tale ți-ai croit, nimicind o mulțime de popoare, și împotriva ta însuți ai păcătuit. Căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire. Iată, când Domnul oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba, căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de tine care-i torn băutură spumoasă și lamețești ca să-i vezi goliciunea. Te vei sătura de rușine în loc de slavă. Bea și tu și dezvelește-te. Îți va veni și ție rândul să iei paharul din dreapta Domnului și va veni rușinea peste slava ta. Căci silniciile făcute împotriva Libanului vor cădea asupra ta și pustirile fiarelor te vor îngrozi pentru vărsarea sângelui oamenilor și silniciile făcute în țară împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor ei. La ce ar putea folosi un chip cioplit pe care îl cioplește lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat care învață pe oameni minciuni, pentru ca lucrătorul care l-a făcut să-și pună încrederea în el, pe când el făurește numai niște idoli muți? Vai de cel ce zice lemnului, scoală-te, și unei pietre mute, trezește-te. Poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este duh care să o însuflețească. Idolii de azi sunt subtili și îmbrăcați în haine corecte. Aceștia, idolii de azi, pot fi lucruri bune, la care nici nu ni se cere să renunțăm, ci doar să nu le punem în centrul vieții noastre. Oare astăzi nu-L tratăm pe Dumnezeu ca pe un idol? Cum? Desconsiderându-L. Noi vorbim, noi facem, noi stabilim granițele, noi îl tragem la răspundere și uităm că el ne spune: țineți gura înaintea mea și ascultă-mă, căci eu sunt Dumnezeul viu în templul meu cel sfânt. În concluzie, justiția divină nu este nici întâmplătoare, nici nedreaptă. Chiar dacă pedeapsa vine prin cineva care nu se califică moral să ne aplice, trebuie să luăm seama. Dacă cumva tu ești cel care aduci pedeapsa sau mustrarea, ai grijă să nu întreci măsura. Altfel îți va veni și ție rândul să fii măsurat cu aceeași măsură. Până la urmă, tu nu-i calci poruncile lui Dumnezeu, ci ele te vor călca pe tine una după alta. Aceasta era povara lui Habacuc, ce se va ridica în episodul următor.